Procedura de distribuire a alimentelor primite ca sprijin de la Uniunea Europeană s-a schimbat în acest an. Dacă până acum licitația pentru achiziționarea produselor era deja gata și direcțiile de asistență socială trimiteau adrese către beneficiari, în această iarnă s-a modificat metodologia și, astfel, și termenul de acordare a alimentelor a fost prelungit. Deja beneficiarii acestui program au primit acasă, prin intermediul poștei, cupoane individuale pe baza cărora pot ridica produsele. Cetățenii municipiului Roman, care se încadrează în categoria persoanelor defavorizate care urmează a primi alimente din partea Uniunii Europene, au primit deja cupoanele prin poștă. Facem un apel că e foarte important să le păstreze, pentru că doar în baza acestor tichete putem înnumna alimentele. Până în acest moment, deși cupoanele au ajuns la beneficiari, autoritățile locale nu au amănunte cu privire la data la care alimentele vor ajunge în depozitul de la Roman și va putea începe distribuirea produselor. Nu știm încă data exactă când vor fi livrate. Am înțeles că procedura va fi schimbată începând din acest an. Nu mai vin prin consiliile județene, ci vin prin intermediul prefecturilor. Practic, prefectura va fi cea care va supraveghea înmânarea acestor alimente. Autoritățile locale dau asigurări beneficiarilor acestui program de sprijin derulat de Uniunea Europeană că fiecare cetățean va primi acasă înștiințarea în momentul în care alimentele vor ajunge în depozitul de la Roman. În momentul în care aceste alimente vor ajunge în depozitul primăriei municipiului Roman, vom înștiința toți beneficiarii, astfel încât să putem înmâna fără evenimente deosebite, la fel cum s-a întâmplat și în anii trecuți. Practic, noi la Roman nu am avut probleme deosebite la înmânarea acestor alimente. Atâta tot așteptăm să vină cantitățile complete și, bineînțeles, să nu mai existe probleme legate de calitate cum au fost în trecut. Pachetele vor fi distribuite doar pe baza cupoanelor securizate, cu numele, prenumele și CNP-ul beneficiarului. Poșul va arăta altfel decât în anii anteriori, în sensul că vor fi mai puține pachete de făină și mălai, iar roșiile în bulion, mierea și zacusca au dispărut. Acest coș de alimente conține ulei, 4 litri, zahăr, 4 kg, făină, 6 kg, mălai, 6 kg, paste făinoase de 400 de grame, 2 pungi, conservă carne de porc de 300 de grame, 8 cutii, conservă carne de vită 300 de grame, 6 cutii și conservă pate de ficat 200 de grame, 10 cutii. Valoarea coșului de alimente este de aproximativ 128 de lei și va fi oferit o singură dată pe an. Beneficiarii ajutoarelor alimentare din partea Uniunii Europene sunt pensionarii cu pensii cumulate până la 400 de lei pe lună, adulții și copiii cu handicap grav neinstituționalizați, luptătorii în revoluție și urmașii eroilor martiri, șomerii, familiile și persoanele singure cu un venit minim garantat. Pentru acest an, pe lista beneficiarilor de ajutoare alimentare au fost introduse și persoanele care primesc alocații pentru sprijinirea familiei. Numărul total al beneficiarilor fiind astfel la nivel național mai mare cu 700.000 față de anul trecut.